A început perioada vacanțelor și concediilor, iar poliția de frontieră avertizează că minorii pot călători peste hotare doar în anumite condiții. Avertismentul vine în contextul în care poliția de frontieră a fost nevoită să întrerupă în ultima perioadă călătoria a 150 de minori care nu aveau documentele necesare pentru ieșirea din țară. În primul rând, este bine de știut că certificatul de naștere nu este un document de călătorie, astfel că nu poate fi utilizat la ieșirea din țară. Iată ce documente sunt necesare pentru călătoriile minorilor când călătoresc însoțiți doar de un părinte sau de o terță persoană. Acordul celuilalt părinte atunci când călătorește însoțit doar de unul dintre părinți. Acordul ambelor părinți când călătorește însoțit de o altă persoană decât părintele. Doar documentul de călătorie dacă se deplasează la domiciliul, reședința și face dovada în acest sens. Doar acordul unuia dintre părinți când se deplasează la studii, la concursuri sau la tratament medical și face dovada scopului declarat al călătoriei. Dacă însoțitorul minorului a săvârșit anumite infracțiuni prevăzute de lege, printre care omori, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, infracțiuni privitoare la traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, lipsire de libertate în mod ilegal, infracțiuni privind traficul de droguri sau precursori, trafic de țesuturi sau organe umane, infracțiuni de terorism, acestuia nu i se va permite ieșirea din țară cu minorul. Iată și ce documente sunt necesare pentru călătoriile minorilor care au peste 16 ani și călătoresc neînsoțiți. Document de călătorie valabil, carte de identitate sau pașaport. Acord din partea ambilor părinți. Doar document de călătorie dacă face dovada că se deplasează la domiciliul sau reședința în țara în care călătorește. Acordul părintelui, a părinților, a reprezentantului legal pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către un minor se face printr-o declarație notarială care are forma și conținutul stabilit de lege.